Hello, hello! Bine veniți sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru vineri 7 mai. Hai să vedem pentru această zi de vineri 7 mai ce energii ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Niște cărți foarte interesante și foarte importante în această zi. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici Regele de Cupe sau Muza Emoțiilor. Cea mai stabilă din punct de vedere emoțional carte din suita de tarot. O zi foarte bună atât pentru cei care sunteți în relații cât și pentru cei singuri. Aici cei singuri aveți o foarte, foarte mare șansă astăzi să vă întâlniți sufletul pereche, să întâlniți o persoană foarte matură din punct de vedere emoțional, o persoană care este la același nivel cu voi și care este dispusă să înceapă o relație foarte, foarte serioasă cu voi. Muza Emoțiilor ne indică aici o energie foarte favorabilă pentru a începe relații noi, vor fi niște relații foarte echilibrate, foarte mature, care o să vă aducă foarte multă împlinire emoțională. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, Muza Emoțiilor ne vorbește despre o zi foarte frumoasă în care vă bucurați de susținerea emoțională pe care o primiți de la partenerul sau partenera voastră. Aici, indiferent ce probleme aveți, ce probleme vă macină, este o zi foarte bună să împărtășiți aceste gânduri, aceste probleme, aceste emoții cu partenerul sau partenera voastră, pentru că din partenerul vostru, din relația voastră, o să obțineți foarte mult suport, foarte multă susținere și o să vă ajute să treceți mai ușor peste această etapă dificilă. Chiar dacă nu treceți printr-o etapă foarte dificilă, ci pur și simplu aveți niște nelămuriri, nu știți ce să faceți la lucru, nu știți cum să reacționați cu anumiți membri din familie, cu anumiți prieteni, indiferent ce probleme aveți aici, partenerul sau partenera voastră de viață astăzi va găsi exact cuvintele perfecte, va găsi sfatul ideal pentru situația voastră particulară. Trebuie doar să aveți încredere și să vă împărtășiți trăirile, emoțiile, problemele, gândurile cu partenerul sau partenera voastră de viață. O zi foarte frumoasă în care din relația de cuplu vă vine aici foarte multă împlinire și foarte mult ajutor. Dacă nu v-ați regăsit în descrierea anterioară, nu aveți voi o problemă sau ceva ce vă frământă, fiți atenți pentru că e posibil ca partenerul sau partenera voastră de viață să vină către voi astăzi cu o anumită problemă, cu nevoia de a primi un sfat de la voi. Și atunci când se întâmplă acest lucru, e important să ascultați cu atenție ce vă transmite partenerul sau partenera voastră, să cugetați îndelung asupra problemei respective, pentru că dacă vă ascultați intuiția, o să găsiți exact sfatul potrivit. Pe partea de sănătate avem o arcană majoră foarte frumoasă, este vorba de Justiția, cartea care în tarot ne vorbește despre zodia balanței, despre echilibru, despre echitate, despre lucrurile făcute cu pătat, temperat și cu înțelepciune. Și când această carte apare în etalarea zilnică pe poziția de sănătate, ne vorbește despre nevoia de a găsi un echilibru. Ieri ați avut aici o carte foarte frumoasă, o carte de victorie, șasele de bâte. Și dacă vreți să continuați cu această energie benefică, pozitivă, echilibrată în viața voastră, dacă vreți să vă simțiți în fiecare zi la fel de bine cum v-ați simțit ieri, mesajul cărților de tarot este clar. Găsiți echilibrul în viața voastră. Nici prea prea, nici foarte foarte. Găsiți calea de mijloc. Dacă țineți o dietă, nu țineți o dietă extremă, pentru că nu o să puteți să o țineți pentru mult timp. Găsiți calea de mijloc, găsiți metoda echilibrată pe care puteți să o transformați într-un nou stil de viață. Dacă luați un tratament, nu vă așteptați la rezultate peste noapte. Aici talerele balanței se vor echilibra în timp.
Dacă încercați să corectați prea mult, prea dintr-o dată, o să duceți dezechilibru în direcția opusă. Aici, încet, încet, gram cu gram, zi cu zi, lucrurile se vor îndrepta și vor merge tot spre bine. Trebuie doar să aveți încredere, răbdare și să continuați să depuneți efortul care este necesar zi de zi, încet, încet, pentru a ajunge la starea de sănătate pe care vă doriți. Ceea ce vă doriți să obțineți este posibil și este la îndemâna voastră. Vedeți aici cele două mâini care se apropie de a-și atinge țelurile, dar trebuie să mențineți cele două mâini în echilibru. Astăzi este important să vă țineți departe de cei care vă promit pastila magică care o să vă rezolve toate problemele. Țineți-vă departe de orice soluție care pare prea bună, prea ușoară, pentru că acolo nu este ceva în regulă și dacă încercați să o luați pe scurtătură, o să vă faceți mai mult rău pe termen lung. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem o altă arcană majoră aici, ultima arcană majoră din suita de tarot, lumea, cosmosul. Cartea care în tarot este foarte strâns legată de planeta Saturn și de lecțiile acestei planete. Și aici văd două categorii foarte importante. Cei care ați învățat lecția saturniană, care ați făcut lucrurile ca la carte, veți fi răsplătiți. Cei care n-ați învățat până acum lecția saturniană, cei care ați încercat tot timpul să o luați pe scurtături, să faceți lucrurile la limita legalității, la limita moralității, aici lumea, universul, cosmosul o să vă taxeze foarte aspru. Pentru că asta face planeta Saturn. Este profesorul. Este profesorul cel mai strict din zodiac care se așteaptă să demonstrăm că am învățat lecția. Și pentru cei care ați făcut lucrurile ca la carte, aici lumea vi se pune la picioare. O să aveți toate oportunitățile posibile în fața voastră, va trebui doar să alegeți direcția în care vreți să o porniți de acum înainte. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să se pună în discuție problema de a pleca în străinătate sau de a reveni în țară. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să începeți un job la o companie multinațională care are filiale în mai multe țări. S-ar putea să aveți posibilitatea să călătoriți pentru locul de muncă sau pur și simplu să aveți de-a face cu oameni din culturi, din țări diferite. Toate aceste lucruri sunt foarte bine aspectate aici cu această carte și dacă vă apar aceste oportunități astăzi, este recomandat să profitați de ele pentru că o să vă aducă succes pe termen lung. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de vineri, 7 mai. Hai să vedem energia acestor cărți oracol pentru această zi. Este următoarea. Am forța de a face schimbări. Este atât de comod să joc rolul de victimă, deoarece întotdeauna altcineva e de vină. Trebuie să stau pe propriile în picioare și să-mi asum o oarecare responsabilitate. O carte foarte frumoasă care vine și completează energia etalării pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!